Avem câteva minute, nu mai avem timp să dăm material, dar vă citez succint. Sper ca colegii mei de la B1 TV să abordeze subiectul ăsta. Vreau să-l abordez în extens o mâine într-o emisiune. Sper să mă ajute și colegii de la Ziar de Cluj, care au făcut dezvăluirea asta. Da? Deci povestea este simplă. Un tânăr a povestit cum, timp de 2 ani de zile, în casa fostului preot Pomohaci, din localitatea Moșuni, a fost supus la perversiuni sexuale, a fost violat, el și alți tineri, timp de ani de zile. Lucrul ăsta s-a întâmplat, repet, în localitatea Moșuni, unde fostul preot Pomohaci avea o fermă, avea o gospodărie, unde lua copii săraci din familii care nu puteau să fie întreținuți, îi lua, îi ducea în această gospodărie, da? Îi punea la muncile câmpului, după care îi abuza sexual. Lucrurile astea s-au întâmplat ani de zile în această localitate, sub nasul poliției, sub nasul oamenilor din localitate, da? Cei care au fost supuși la perversiuni și la abuzuri din partea preotului Pomohaci încep să vorbească despre lucrurile astea, da? Sunt lucruri atât de revoltătoare ca om, ca părinte. Când te gândești la lucrurile astea, nu ai decât repulsie, decât gânduri foarte, foarte negative, ca să zic așa, cu toată deferența pentru CNA. Da? Mirel Palada. Asta este povestea, nu mai avem timp să difuzăm materialul, o să-l difuzeze probabil colegii mei, da? Deci avem mărturii. Până acum aveam o poveste în care cineva povestea că acest Pomohaci face avansuri sexuale. Acum avem o mărturie înregistrată, asumată. Tânărul acum este plecat în Germania, vrea să meargă și la detectorul de minciuni ca să facă o mărturie despre faptul că a fost abuzat sexual când era minor de către acest om. Am citit astăzi materialul pe internet. În măsura în care așa ceva există în codul penal și cu siguranță există, pedofilia și abuzul sexual, lucrul acesta trebuie să fie anchetat, poliția trebuie să meargă să urmeze toate procedurile și să facă tot posibilul să se aplice legea și să se găsească adevărul. Asemenea situații de excepție într-o asemenea instituție prestigioasă cum este Biserica Ortodoxă trebuie să fie curățate din rădăcină. Florin Câțu, foarte scurt, suntem pe finalul emisiunii, da? Aceeași opinie. Dacă există acuzații și dovedite, poliția trebuie să intervină și să fie... Deci totul trebuie să duci la cap, dar există dovezi. Dovezi, dovedit, trebuie să meargă la cap. Bineînțeles. Deci aici... Și mai susții adopțiile în cuplu de homosexual? Dumneavoastră faceți aici o legătură foarte periculoasă și spuneți că tot ce înseamnă cuplu de homosexual, acei oameni toți vor face acest lucru. Eu cred că ar trebui să facem diferența. Există abuz și în familii în care sunt un bărbat și femeie heterosexuale și homosexuale. Nu face nimeni nicio legătură între o familie, dacă există un abuz într-o familie heterosexuală, domnule Chifor, să nu mai fie acele familii. Eu sunt din Bucovina. Cu 2 săptămâni la Dornarin, Pomohaci, părintele Pomohaci, mă rog, artistul a cântat, 1000 de oameni l-au ovaționat, acum o săptămână la Panaci, la fel, 1000 de oameni l-au ovaționat. Da. Artistul Pomohaci este apreciat. Părintele Pomohaci, nu pot să-mi pronunț. Și cum vă explicați? Mi se pare abominabil. Într-adevăr, ce spun colegii de platou, e foarte în regulă, foarte normal și cred că poliția trebuie să pornească foarte repede acea anchetă. Mulțumesc pentru prezență, ne vedem mâine, 19:30. O să abordăm, repet, în extenso cazul ăsta al individului numit Pomohaci, că nu mai este preot, revoltător. Mulțumesc că ne-ați urmărit, ne vedem așadar mâine, rămâneți pe B1 TV. O seară bună!